cine? Dintr-o parte, că îi face poze și o dă pe cine. Ne ține, ce s-a întâmplat? Pe raza localității Oțelul Roșu s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autovehicule. În urma accidentului au rezultat mai multe victime. Acestea au fost preluate de echipajele de ambulanță și transportate la spitalul din Caransebeș. Mă înțeles că a fost implicată și o mașină a poliției? Da, a fost implicat un autoturism Dacia Logan MCV aparținând Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin. În continuare efectuăm cercetări cu privire la infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Numele și funcția dumneavoastră? Agent principal Olteanu Dan, serviciu rutier Caraș-Severin. Ce ați auzit? Mașina asta a venit de acolo. Și poliția venea de aici, de sus. Cu farul, cu tot. Era în, făcea gălăgia? Era în misiune, era, dar sigur că da. Sigur. Și eu eram acolo, aveam tăiat niște flori pe acolo. Când eu am văzut, mi-am dat seama că mașina asta, precis că a venit de acolo, poliția a dus încolo și am auzit o bubuitură. Ei, când am auzit bubuitura, era chiar în centru, în centru, pe linia de centru a șoselei. Ce-o fi căutat asta, venind în coacea, pe linia centru, pe mijlocul drumului. Pe mijlocul drumului și polițaiul, cum de nu, dacă a observat că asta vine în coacea, de ce nu trase el puțin mai încolo? Da, a fost așa de operativ, dar a rămas surprins, cum de amândouă mașinile în centrul șoselei. Acum, lumea care, pe lângă mine, care a fost mai pe fază, zice că aici erau două fete. Erau două fete. Și acolo e birtul ăla al lui Carabeu. Da. Așa, ele ar fi vrut să meargă la Carabeu și mergând cu mașina, o trecut de Carabeu și aici, în direcția asta, și-o dat seama, o trecut și au vrut să vireze, să se ducă încolo. Zice cine au văzut, că amândouă fetele s-au uitat încolo, spre Carabeu. Așa. Și deci au înclinat și mașina încolo. Și atunci a venit polițistul. Mașina poliției avea viteză mare? Păi acum era în misiune, că avea unul legat în mașină. A, dar lumea spune că nu avea decât semnale luminoase, sirenele nu mergeau. Așa se auzea și sirena sau numai luminile? Nu, s-au auzit sirenele, sigur. Spune-mi, te rog, voi ați fost în mașină, ce s-a întâmplat? Ne uitam după restaurantul unde trebuia să ajungem și când am văzut că acolo este restaurantul și când ne-am uitat în față, am văzut direct mașina de poliție în fața noastră. Dar aveau sirenele pornite, avea girofarul, ceva? Dacă aveau sirenele pornite, ne vedeam, adică ne uitam în față să vedem ce s-a întâmplat. Ar fi atras atenția? Da, ne-ar fi atras atenția, cumva. Dar nu, n-am auzit nimic, nu nimic și doar când ne-am întors în față, am văzut direct mașina în fața mea. În față. Am văzut capota, că scrie poliție și... Da, fix în fața noastră. Și acum cum te simți? Foarte bine. Eu mă simt bine. Au avut centurile. Da, am avut centurile, am avut airbag-uri și suntem bine. Doamne ajută. Da. Tu, vă țăracă, ești mai lovită, mai... Nu ești așa de bine ca și colega. Da. Ce s-a întâmplat? Ce ți-amintești? Mi-am zis că am ajuns la restaurantul respectiv și am încetinit să mă asigur să merg la restaurant sau nu știu. Știu că am încetinit, atât mi-am zis că am încetinit. Și după aia mi-am zis că m-am trezit într-o salvare, adică mă puneam într-o salvare. Și știu că întrebam ce am făcut, că nu știu nimic din ce am făcut. Nu mi-am zis absolut nimic. Dar ai auzit mașini de poliție, ceva, girofarul? Nu, absolut nimic. Deci nu știam ce am făcut, nu știam cu cine m-am ciocnit, dacă m-am ciocnit. Deci nu știam.
Știu că era un băiat cu mine în salvare, deținut sau ce era. O zis că era cu ei în mașină. Mașina poliției, în cealaltă mașină. Da. Și mi-a zis, stai liniștită că tu n-ai făcut nimic. Eu le-am spus să-mi cecinească că mi-era frică. Ei mi-au spus că sunt fraier și că mi-e frică. Păi ești prost, l-au făcut în toate felul că e frică și în a doua secundă au intrat în mine. Așa au zis că a intrat în mine. Și l-am întrebat, am făcut eu ceva, adică nu mi-am zis că absolut nimic. Și eu zis, nu, noi am intrat în tine. Că mie mi-era frică, că mergeau tare și am intrat în tine. Și acum cum te simți? Puțin mai bine, doare spatele. Foarte tare spatele. Da, îmi doare spatele. Au fost airbag-urile și că au avut centură. Ei da, aici centură. La centură. Poliția nu are centură. Da. Ar fi rotit, da? Da. Au intrat, le-au răsucit, ei au rămas așa cum... Nu te auzi. La Spitalul Municipal de Urgență din Calansebeș au fost aduse 6 victime rezultate în urma unui accident de circulație și care prezentau politraumatisme. În urma investigațiilor s-a constatat că 3 dintre pacienți se află în stare mai gravă, prezentând fracturi la nivelul bazinului, fiind propuși pentru transfer la Timișoara, la spital. Pe parcursul investigațiilor, toți cei 6 pacienți au fost conștienți, starea lor fiind stabilă. Spuneți-mi, vă rog, cu ce vor fi transportați la Timișoara cei 3 răniți? Cu salvarea.